Astăzi facem un podcast cu Ciprian Pop, fondatorul de la Academia de Trading. Și acum o să-ți explic un pic, Răzvan și audiență, eu să vă explic un pic cum funcționează la sfârșit de an piața. Uite. Bine, sunt și niște chestii așa neapărat Logice. Pliși. Nu, sunt niște vorbe cunoscute, gen toamna vine, nenorocirea în bursă. Da. Uite, avem această lumânare. Noi acum suntem într-un grafic de un an de zile. Această lumânare este lumânarea de acest an, din acest an, de 2022. Și fiți atenți, am început lumânarea, că e simplu, e matematica lumânării. Uite, am început lumânarea în această zonă, undeva în zona de 16.000. Am avut un maxim, iar după aceea prețul a scăzut foarte puternic. Până unde? Până în această zonă. Iar acum prețul ne face acel pullback. Da? Deci ne face acel pullback. Dacă mă întrebați pe mine, Ciprian, tu pe unde crezi că ar termina acest activ? În ce zonă ar termina? Eu pot să spun că termină între 12.800, 11.800 și 12.200. De ce? Pentru că, în mod normal, o lumânare trebuie să închidă așa. Asta este o lumânare clasică. Pe scădere. Avem umbra superioară, avem umbra inferioară și avem corpul lumânării. Eu cred că în această zonă de 12.000 plus minus 200 de dolari, aici vom termina anul. Din punctul meu de vedere. Currency.com, asta este ce... E un broker, dar am pus, aveam capital mai înainte, dar am pus currency ca să nu am același grafic, să nu trebuiască să șterg de pe el. Dar vorbim despre această lumânare, despre matematica lumânării și îți spun, știu că înainte cu 2 luni sau 3 luni de zile, am un minim absolut dintr-o lumânare, ceea ce s-a întâmplat în această zonă, iar după aceea prețul trebuie să-mi facă un lateral în această zonă pe final de an. De ce? Ca să închidă lumânarea. Un an de zile. Și de aceea eu mă bazez că prețul ar putea închide în zonă la 12.000 plus minus 200 de dolari. Doar din matematica lumânării, atât de simplu. Acum cât era, că nu mai știu unde... La 11.965. 12.000. Acolo va închide. Asta e media cu care această lumânare va închide. Interesant. Da? Deci asta e media. Dacă mergem în grafic de o lună, să vedeți că în această zonă va face eventual. Va urca și va coborâ. Dacă vrea să urce puternic. Și apropo, multă lume crede că tot ceea ce se întâmplă în piață, da, vine datorită unei știri. Nu. Este pregătit tot. Din timp. Totul este manageria din timp. Răzvan, uite. Aici avem un impuls și un pullback. Această corecție în acel moment a fost considerat unul dintre momentele critice în bursă. Da? Știri negative. Foarte mult. Acest moment de scădere la fel. Acest moment de scădere la fel. Acest moment de scădere la fel. Aceste momente de scădere la fel. Și acest mai moment e, la fel. Aici, dacă da. Tu vezi, mai nu că vezi. Nu vezi, nu. Că da. Și fii un pic, uite-te un pic, cum am gândit. Avem zona de maxim, 16.890. Și îl ducem FIBO până la 0. Da? Ce au făcut de fapt? Noi știm, noi am învățat în Academia de Trading. Orice impuls care are un pullback de 38,2%, în valoare de 38%, da? Asta înseamnă că este un lateral valid. Asta înseamnă că din această zonă prețul poate să urce, fără dar și poate. Uite ce au făcut. Pullback. La toată urcarea pe care ei au făcut-o, ce au făcut acum? Un pullback. Partea interesantă este aici. 12.900, 13.500. S-ar putea să ajungă acolo să scadă un pic înapoi. Aici ar putea să ne facă un lateral. Mm-hmm. Aia zic, să, exact, să, a, la aia mă referam, să urce un pic și să dea înapoi, să facă... Exact. Exact. De unde știm acest lucru? Acest pattern se repetă. Uitați Bitcoin. Apropo de Bitcoin, că o să-mi pierd ideea dacă nu spun acum. Da.
Apropo de faptul că s-a pregătit din timp, că știri negative, nu știu, mie deja îmi sună că toată treaba asta cu Bitcoin, acum vrea să-i scoată pe toți din piață, ca să intre băieții mari. După părerea mea, Adică un shakeout acum puternic, cu negativ, cu nu avem, negativ. exact, nu avem încă, nu avem mișcarea de panică. Mișcarea de panică, teoria spune, nu eu, teoria pe care eu am învățat, spune că avem două mișcări bruște. Un posibil PS, preliminary support, ceea ce este această mișcare. Volumele sunt ceea ce trebuie. Și după aceea un sell climax. Am avut și sell climax. Dar acum vine următoarea idee. Dacă prețul din această zonă sparge cu putere și face pullback, zona asta de 17.000 și ceva, atunci da, putem să vedem noi maxim. Dar, exact cum spuneam mai înainte, dacă în această zonă avem pullback-ul, așa, vom scădea mult mai mult. Mult mai mult. Eu vă voi da niște nivele care trebuie să le urmăriți. Foarte important. Unul dintre nivelele cele mai importante. Nu știu, creșterea a avut în stânga. Iu! Da. S-a dus cu Băi, traștea în sus. uite, uite de ce. E ca la liftul. Uite de ce. Da. Îți seamănă? Că am repetat-o foarte mult în seara asta. Da. Același lucru. Impuls, pullback cu litere mici. Și sus. Și sus. Acum, în această zonă, avem structura de distribuție foarte bine făcută, dar nu avem confirmarea. Confirmarea unde o avem? Dacă sparge zona de 19.000. Nu sparge zona de 19.000 cu putere și să facă pullback la ea, nu avem șanse să mergem mai sus. Eu am încercat o cumpărătură în această zonă. Stop loss-ul sub zona de 15.600 în momentul ăsta. Da? Pentru că îmi risc banii, pentru că nu am confirmarea, nu am testul. Am mișcarea bruscă, dar nu am testul, nu am pullback-ul. Asta îmi lipsește mie aici. Să-mi facă pullback-ul. Să-mi arate că am un 1-2 valid de Elliott, ca să pot să urc. Am avut doar o mișcare bruscă. Deocamdată nu spune nimic lumânarea aceasta. De asta am intrat cu un pic de risc. Mi-am riscat o sumă de bani. Ce observ eu aici în toate graficele astea este că acum au fost volumele mult mai mari decât atunci când a urcat. Este tipic acumulării pe scădere. O acumulare, teoria ne spune în felul următor. O acumulare, teoria, ne spune așa, prima mișcare bruscă are volume mari, a doua mișcare bruscă, la fel de mare volum. Asta e acumularea. Iar în mod normal, pe parcursul acumulării, market maker-ul încearcă să introducă ordinele. Și atunci volumele trebuie să crească. Dar cine e Când... market maker în cazul Bitcoin, care Bitcoin teoretic n-are. Foarte bună întrebare. O să spun sincer că e foarte bună întrebare. În schimb, ce am văzut, nu știu să-ți răspund cu punct cu virgulă exact cine este, ceea ce pot să spun că are exact acelea structuri pe care noi le regăsim în US 500, în US 100, în gold, în toate activele clasice. Funcționează la fel. Funcționează la fel. Același algoritm de manipulare. Interesant. Ceea ce știu că e-gold-ul plătește nu știu câți bitcoin pe zi pentru aceeași manipulare. Algoritmul este același în toată piața. Patternurile sunt la fel în toată piața. Exact cine este cel care aduce lichiditatea pentru acest activ, nu știu exact, ca să dea contrapartid. Asta Eu nu am știu. stat și m-am întrebat, eu am stat și m-am întrebat și am pus și o întrebare pe acolo, pe la ei, dar n-am primit răspuns. Adică am primit răspuns de nu știu, sau cei care cu care am vorbit eu, poate chiar nu știu. De am întrebat, mă, dacă voi n-aveți în echipa voastră acolo pe unul care stă toată ziua cu nasul în grafice și se joacă puțin cu graficele? Sau acumulează, sau vinde, sau eu știu? Este un program care trebuie să căsătorească ordinele din piață. Acel program trebuie să căsătorească acele ordine. Și în funcție de lichiditate, el trebuie să pregătească structura sau în funcție de ce previziuni are pe viitor, pentru că singurul și doar singurul jucător din piață care știe ce se va întâmpla în viitor cu un activ este market maker. Singurul, prin lege, pentru că el este cel care scrie ordinele de la începutul vieții unui activ până la final. Și el îți creează structura, inclusiv de la 0 până la 0, sau de la 0 la cât poate să urce acel activ.
Interesant la Bitcoin, da? Deci a pornit teoretic în piață liberă, s-a adoptat cât de cât și apoi au intervenit un fel, într-un fel sau altul, diversi mini market makers, probabil. Foarte mult instituțional. Market maker nu. Cel care desenează este unul. În schimb, cei care aduc lichiditatea în piață pentru contrapartidă pot să fie mai multe entități. Inclusiv în US 100 avem mai multe sesiuni. Avem sesiunea americană, avem sesiunea europeană, avem sesiunea asiatică, sesiunea din Australia. Deci sunt sesiuni. Și atunci market maker-ul este acela, doar că cei care aduc lichiditatea sunt diferiți. Interesant. Deci, practic, eu din toată povestea asta de aici aveam, să rezum pentru mine, va fi un moment bun de acumulare pe Bitcoin și e gold. Uite, eu, de exemplu, din punctul meu de vedere, am Nu două zone perfect, foarte dar bune de acumulare. Aici, în zona de 17.000, din punctul meu de vedere, ca un investitor, pe termen lung, mă gândesc în felul următor. Cât vreau să câștig la banii mei? Care este riscul sau activul pe care eu îl aleg unde să-mi pun banii? Este foarte volatil, da. Este foarte riscant, da. Câștigul poate să fie enorm, da. Uite, dacă eu am acum la 17.000 Bitcoin, ca să o gândim un pic logic, și avem US 100 la 12.000, da? Mare diferență nu este. De un 5.000 de dolari. Undeva la 40%. Mă gândesc în felul următor. Eu dacă am, să zicem, 1.000 de euro, să nu spun mai mult, sau 10.000 de euro, ce cumpăr de acea sumă? Cumpăr US 100 sau cumpăr Bitcoin? Care este probabilitatea ca să urce US 100 în următoarea perioadă de timp, scurtă, vreau să zic, adică un an, doi, 10.000 de dolari din această zonă. Care este probabilitatea? Eu zic că să urci agresiv, nu știu, în multipli e mică. E mică. Dar acum mergem dincolo. În prietenul nostru, Bitcoin. Păi da, dar oricum, US 100, eu nu cred că are același risc sau aceeași volatilitate ca Bitcoin. Nu. Păi acolo am vrut să ajung. Pentru că vrei câștig mare, îți asumi un risc mare. Exact, Vrei un da. risc redus? Mergi către un activ cu risc redus. Dar acum să revenim la ideea care eu am. Care este probabilitatea ca să cumpăr Bitcoin în 16.000 sau 17.000 și el să urce la un moment dat în 27.000? Adică să urce tot 10.000 de dolari. Păi, teoretic ar trebui să se întâmple Mult mai rapid decât în mai US 100. repede decât ce, da, exact. Și În atunci, cazul în care, dacă ar urca, s-ar întâmpla mai repede decât în partea cealaltă. exact, îmi oferă câștigul mult mai rapid decât în US 100. Mult mai rapid. Dar care este riscul pe Bitcoin? Să și cadă mai repede sau mai mult. Să ajungă unde poate să ajungă. Adică la minime, minime. Pentru că nu este o piață reglementată. Da. Nu este o piață reglementată. Și atunci, dacă vrei câștig mare, alocă o sumă undeva unde tu crezi, după analiza ta, da, că ai șansele mult mai mari să câștigi. Dar dacă tu ești un trader care nu-ți place riscul și ești mulțumit cu un câștig mult mai mic, dar să fie, mergi atunci către active mai puțin periculoase, cum este un indice american. Sau dacă ești foarte, foarte conservator, cumpără din tezaurul din Statele Unite, cumpără acele obligațiuni. 4,2% îi asigurat în dolari. Eu, din ce am studiat în ultima perioadă, când cumperi acum obligațiuni, îți asiguri direct pierdere, că ai dobândă Normal, cu 4% inflația. și inflație 10 sau 8 sau Exact, câte. exact. Eu le spuneam la prietenii mei care sunt și ei investitori, dar nu au habar de analiză tehnică, le spuneam în felul următor. Măi, nu există încă o bancă, nu s-a inventat încă o bancă să lucreze pentru tine. Dacă tu îmi spui că obligațiunea, dar fără să știu nimic, să nu citesc niciun ziar, să nu ascult nicio știre, dacă tu îmi spui că obligațiunea e de 5, îți garantez că inflație e peste 5%. Dar de unde Corect. știi lucrul ăsta? Păi zic, n-are cum să lucreze pentru tine. Nu poate să-ți ofere statul mai mult, să-ți ofere ție siguranța la economiile tale acum, mai ales în momentele acestea, ca tu să stai acasă și să-ți vină banii peste câștigul care ți-l poate oferi o bancă normală. Decât Nu să are cumperi cum. obligațiuni, mai bine cumperi companii mari care dau dividende de 3, 4, 5%, care au și șansă să se reevalueze în timp, să crească și în capital, nu doar în. Iată, că ai adus vorba.
Știi că vorbeam chiar la începutul webinarului că a fost primul activ în Academia de Trading în care în noiembrie ne-a dat intrarea de sell. Distribuție totală. În Facebook. Da? Și, deci acest activ, când am tras un FIBO, am spus, uite, ar putea ajunge în zonă de 100 de dolari. Eram în 400. Orice impuls, țineți minte, orice impuls are nevoie de o reacție. Ceea ce fac ei acum. Adică din această zonă de 117 ar putea să ajungă până în 150. Acum, dacă stăm să ne gândim, cum ai spus și tu, Răzvan, și ai foarte mare dreptate. Dacă vom cumpăra ceva în 120 și va urca în 150, putem să câștigăm un 25% relativ rapid. Ce obligațiuni îți oferă 25% rapid? Păi de unde? Că acum era și scandal în Elveția că e instabilă piața și că riscă multe belele. Deci e o obligațiune și investi mai bine, nu știu, orice altceva de Uite, obligațiune. avem în fața noastră. Vrei un 20, un 20%? Da, ai posibilitatea. Încă ceva, nu există 100%. De aceea o obligațiune îți dă 4%, iar un activ, de exemplu, cum este acest activ, îți oferă 20%. De ce? Pentru că acesta mai poate încă să scadă. Nu este Bine, garantat. decât să ții banii să te uiți la ei pur și simplu, mai bine bagi niște obligațiuni, măcar amortizezi inflația. Corect. Corect, corect. Sau măcar pierzi mai puțin. Ca și valoare, nu ca sumă, ca și valoare. Ca și valoare. Modalități sunt de investiție în piață. Dar trebuie să-ți faci tu, în primul rând, un chestionar. Pentru că în momentul când eu am lucrat în bancă, înainte să facă acel client să facă orice investiție, să cumpere un activ de investiție, trebuia să completeze acel chestionar de risc. Profilul clientului. Și acolo vedeai care este predispoziția lui la risc. Dacă ești un trader care ești dispus la foarte mult risc, da, se merită să cauți anumiți activi mai volatili, mai periculoși. Dar dacă nu, atunci mai bine mergi către depozite, către obligațiuni, către ceva foarte safe. Iar o acțiune cum este aceasta, da, adică Meta, după părerea mea, are un nivel mediu de risc. Mediu spre scăzut, din Da, punctul meu Meta câțiva ani buni îți aduce peste 100% de vedere. Eu am randament. spus așa rapid. Pot să spun că undeva Ani prin zile. martie-april poți să faci cei 25%. Am înțeles, zic așa, dar dacă ții banii pur și simplu, Uite, am scris aici ceva. pierzi, da. Cred că va dura un Va an dura. să facă acumulare. Pentru Da. că are nevoie de energie după toată scăderea asta. Uite, prima mișcare bruscă, a doua mișcare bruscă. Primele volume mari, celelalte volume mari, din a doua mișcare bruscă. Și aici avem nevoie de lateral. Te rog. Am o întrebare bună, zic eu, Toate au fost bune. general valabilă pentru piețe, pentru aceste structuri. Care este durata medie, nu știu, din experiența ta, că atunci când, uite, vine o știre, vine o nenorocire în piață și are loc o scădere abruptă, bruscă, două stagii, cum am desenat mai devreme, care este intervalul de redobândire a încrederii investitorilor în acel activ sau în piață? Deci are loc acum, un sentiment de fear, sell-off, masiv, nasol. Cum este acum? Da, cum este acum? Cum Cât este timp acum? este nevoie ca să își recapete încrederea? E foarte simplu. Și tot prin analiză tehnică ți-l explic, prin structură de analiză tehnică. Da, vezi, imaginez că vezi acolo ceva, dar eu zic că Uite, da, vezi și în grafic, cade corect. piața puternic, Da. da? Aici oamenii spun, băi, e normal să scadă, știam că va scădea la un moment dat. Ei nu știu analiză tehnică. Și ei se consolează, ei vorbesc cu ei, da. Știam că va veni. Nu știai că dacă știai, luai banii aici sus. Nu știai. Da? Toată lumea știe după ce a fost. Dar bineînțeles. După aceea, prețul are un pullback, da? Zice, lasă că și-o revenit. Am văzut de-o știrea că piața și-a revenit. Și ce urmează? Mișcarea de panică.
Vine mișcarea de panică, mișcarea puternică, descendentă, în care traderul amator aici vinde de frică, deoarece spune, voi, o să-mi pierd toți banii. Toți, absolut toți. Și prefer eu să pierd suma aceasta decât să pierd tot. În acel moment începe faza A. Da? După faza A încep mișcările haotice. Aici, în mod normal, avem memoria de pește. Așa mi-a spus mie mentorul meu. Aici începem să uităm ceea ce s-a întâmplat aici. Deoarece suntem pregătiți mental de știri și de tot ce este în piața media, da, ceea ce ne-au vândut ca informație, să ne pregătească cum că toată mișcarea aceasta a avut un de ce în spate. Nu că ei au scos banii masiv din acea companie, nu. Pentru că noi știm exact de ce a căzut piața în acel moment. Pentru că Xulescu a făcut nu știu ce. Nu, au scos bani. Asta au făcut. Au scos bani masiv. Și acum ce urmează? Acum urmează să facă aceste mișcări haotice și să creeze un pic de încredere. Știi când începe traderul amator să prindă curaj? Când spar din sus, imediat. Când Când vede spate un pic, fecea. când vede un pic că Exact. urcă, gata, asta e Aici. afacerea vieții mele. Aici, ghici ce știre apare în această zonă. Cutărescu, din companie, cel care conduce această companie, a S-a cumpărat încă o împărtat, companie, da. vor face investiții au început să crească datele contabile, totul foarte frumos. De Da. ce? Pentru că aici nu au niciun interes să-ți facă viața frumoasă, să cumperi. Pentru că interesul lor e să cumperi unde vor ei, nu unde cumpără ei. Și Da. atunci, în nivelul 2, de obicei, cumpără amatorul. Unde cumpără, de fapt? Unde a început mișcarea bruscă? Știi ce am învățat cât de cât să fac și să mă controlez cumva instinctiv? Mi-am dat seama că atunci când vine o idee trăznită, ce ar fi dacă aș face acum repede o manevră, îmi dau seama că chestia aia o gândesc foarte mult și nu mai fac, fac pe dos. E mișcare de masă. Da. E mișcarea de masă, da. Îmi Asta vine se. să... Chestia de oameni instinctiv aș face asta, după aia dacă o analizez și o fac pe dos, fac alții cum am și vrut eu să fac, știi? Exact. Răzvan, știi când ești supărat că trebuie să numeri până la 10 și să respiri adânc? Da. Așa trebuie să faci în piață. E Da. același lucru. Când vrei să dai click, mai respiră încă un pic adânc și mai Da. gândește-te. Dacă ar fi să mai dai click-ul ăla, l-ai mai da? Că dacă nu, nu. Argintul ce zice? Argintul. Haideți să-l Ia să vedem. vedem. Am auzit un specialist, ascult foarte multe persoane din zona de mining, care sunt CEOs în companii de mining, sunt fund managers, sunt câteva podcasturi pe care le ascult, sunt foarte lungi și îmi ocupă mult timp că le ascult că sunt lungi. Și îmi zicea unul că, în general, aurul când cade sau când urcă, argintul urmează aurul, dar mult mai agresiv. Cade aurul un pic, argintul cade mai agresiv. Urcă aurul un pic, argintul urcă mai agresiv. Și acum zicea cineva că, domne, aurul, când a avut mișcările de scădere astea recente, argintul a căzut, dar mai puțin decât aurul, ceea ce pentru respectivii ar însemna că se apropie de un bottom. Argintul, că, exact cum ziceam și eu, fundamental, nu știu cât poate să mai scadă, că ajunge foarte aproape de costul de mining, care e undeva la 12-13 dolari. 10-13 dolari, ceva de genul ăsta, e costul de mining. Dar acum Uite, suntem la 15. aș vrea să ne uităm un pic peste această structură. Da? Să facem un pic de corelație. Aveți în vedere tot timpul că o corelație se întâmplă, dar cu un delay. Adică unul Da. dintre activi poate să reacționeze înaintea celuilalt. Da? Argintul, în general, e în spate, are lag față de aur. O Asta am vrut formă. să spun. Asta am vrut Da. să spun. Uite, în această zonă clară, distribuție clară. În această zonă redistribuție, iar în toată această zonă o acumulare enormă. După o acumulare, după un impuls puternic, ce urmează? Canal descendent. Da. Uite, impuls puternic, canal descendent. Take profit 1, zonă de axă, take profit 2, ultimul maxim valid, zona de ultimul maxim valid. Da? Take Da. profit 1, zonă de axă, ceea ce este acum, take profit 2, zona
Următoarea. Zonă la ultimul maxim valid. Și acum vorbim în felul următor. Prețul în acest moment a făcut structură de întoarcere. Suntem în ax, în take profit 1, rata de succes era undeva la 75%, da? Dacă sparge această zonă, nu știu cât este acum, Argintu, poate l-ai. Cât este acum? Undeva la 20, Așa. uite, 20, Și zona aceasta cred că este undeva la 30 și ceva, nu? 26, dacă mă uit eu cu vechi, 26. Undeva în 26, această zonă va fi take profit 2. În zona aceasta. 26, 28, adică. Da, undeva în zona aceasta. E take profit 2. Dar nu-ți garantează nimeni peste această zonă că va face noi maxim. Dar în această zonă, structura, adică ai acel pullback la această structură de acumulare, structura aceasta, da, îți dă o încredere cum că prețul ar putea ajunge inclusiv în take profit 2. Pentru că este pullback la toată structura de acumulare. Da, chestia E este șanse că să urce acum. Șanse să urce. Îl șansa să așteptam urce și mai e jos. foarte. E șansa să. Bine, argintul e un pic mai. Are această componentă industrială pe care aurul nu o are. Adică aurul e văzut ca un metal monetar și este și pe balance sheet la Fed și pe unde mai e pe la băncile centrale. Argintul nu e. Argintul e mai mult industrial. Asta înseamnă că dacă mâine se anunță recesiune nasoală, mamă, se concediază, se încetinește producția, etc., argintul având, nu știu, 60% e, sau 50% se folosește industrial, automat scade cererea, automat scade prețul. Foarte ușor influențat, da. Da. La aur, adică aici aurul ar putea să reziste mai bine și argintul să cadă mai tare. Și invers, dacă economia își revine, aurul crește un pic, argintul îi dă mai cu forță când urcă. Din punctul meu de vedere, argintul are mult mai bună structură tehnică decât aurul. Și de asta v-am pus în acest grafic aceste două active, ca să vedeți o diferență. Uitați, în această zonă putem observa că avem o structură de distribuție. După aceea au scăzut pentru nivel 2 cu aurul. Acesta Deci este aurul. uite când a urcat aurul frumos, treptat, cât de ce spike Ce urcare a a dat avut. argintul. I-a dat argintul Da. forță. Pentru că este mult mai volatil decât aurul. Pe asta spuneam, da. Mult mai volatil. Și când a După scăzut aceea, la fel, mai jos. aurul în această zonă a avut o structură de acumulare enormă, de câțiva ani de zile. În 5 ani de zile. 5-6 ani de zile. După o structură de acumulare, în mod normal, ce urmează? Urcare. Da? Aici am avut acumulare, reacumulare și aici distribuție. În zona de 1800 și 1900, da, spuneam la un moment dat, atenție că va pica aurul. Era undeva prin vară. Problema care este? Aveam un take profit 1 undeva în zonă la 1600 de dolari și un take profit 2 undeva în 1500, un take profit 3 undeva la 1400. Take profit 1 are o rată de succes de 75% să fie atins, take profit 2 de doar 50% și take profit 3 de sub 25%. Au atins zona de 1600. Dar problema Da. este în felul următor. Mergem la aur, mergem înapoi. Problema este în felul următor. Eu personal, dacă mă întrebați pe mine, că o să spun desenele, dacă mă întrebați pe mine, eu în această zonă, eu nu cumpăr. Exact ce spuneam cu apartamentul. Dacă vrei să-mi vinzi un apartament într-o zonă înaltă, eu nu cumpăr. Îl aștept Păi, jos. treaba asta cam așa. Dacă o să fie din nou, repet, anunț, știri, nasol, recesiune, aurul se duce 1200-1400 în jos. Ce am văzut eu niște estimări. Eu fii Iar atent ce aștept. Spune, te rog, că după aceea spune o tehnică. Ce aștept? asta zice 1200-1400, poate să cadă, dar termen scurt, adică recuperează rapid. Aproape de un flash crash. Iar dacă ne uităm la 2008, nu e aici 2008, în 2008 a căzut de la 900 la 600 și în următorii 2 ani s-a dus de la 600 la 1800, ceva de genul. Deci aurul cade, de fapt nu, totul, tot ce înseamnă asset activ cade brusc la anunțul recesiunii. A fost în lockdown.
A căzut aur, a căzut argint, a căzut platina, a căzut bursa, a Tot. căzut acțiunea, puțin, tot instant, bau în jos. Și după aceea a revenit repede, că n-a stat mult în zona aia de cădere. Din punct de Adică, vedere tehnic, avem o zonă foarte importantă. Aceasta. Aceasta. Dacă ne uităm, am avut un canal ascendent foarte bine definit. Foarte bine definit. Da? De zonă de suport, zonă de rezistență, zonă de rezistență. Și aici avem o axă foarte importantă, iar aici o zonă de suport foarte importantă. Acum el ce poate să facă? E un pullback în această zonă. Dar eu cred că aurul trebuie să vină undeva în această zonă pentru a o retesta. Și această deci zonă undeva, este 1000, 1000 cât e? 1000... această zonă este zona de 1500. 1500, da. Dacă mă întreb pe mine, Zvan, unde ai cumpărat cipri? Sub zona asta. Aș începe să acumulez aur. Dar ce trebuie să-mi fac în momentul în care urcă în momentul în care scade prețul cu putere? Lateral. Vreau să văd lateralul, vreau să văd structura. Nu doar că el pică, nu cumpăr direct acolo. Vreau lateralul. Acolo, Vreau lateral. să-mi facă shakeout-ul și pullback și atunci voi acumula în aur foarte mult. Dar acum, exact unde suntem acum, neinteresant. Și am o întrebare interesantă pe care iar am văzut-o pe la alt, dar n-am înțeles tot. Dacă dai zoom out la tot graficul ăsta de aur, că l-am văzut de un milion de ori la alții, nu, zoom out mai, adică Mai mic, mai, da. da, mai mic, Da. zoom, da, mai, așa, e bine. Toată structura asta unde e bucla, e un giant cup and handle. E bulă și un mâner. Cup and handle. Da, 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 Ale, da. bullish sau e bearish? Că n-am înțeles exact dacă e bullish sau bearish signal. Eu îl văd diferit. Eu îl văd un pic diferit. La mine această structură, în mod normal, îmi arată că ar fi ca un shakeout. Adică încă ar mai putea să urce din această zonă. Adică o structură de acumulare are un criteriu foarte simplu. Prețul tot timpul intră prin stânga și iese prin dreapta. Iar o structură de distribuție, tot timpul prețul intră prin stânga și iese prin dreapta. Dacă ne uităm în această zonă, da? Am avut mâner. Da? Da. Dar în această zonă. Nu prea se Căută mână aia. mânerul? Căută mânerul? Că nu e normal. Dacă mă uit așa, crescut de acolo sus. Adică dacă mă fac efectiv caut ceașcă și caut mânerul, eu îl văd în sus că s-a dus după aia mea. Da, perfect de acord cu tine. Doar că eu nu caut acumulări unde? În zonă înaltă? Da, nu. Că te întreb, cumperi un apartament la 100.000 și știi că e scump. Ceea ce aurul e scump aici. Aurul ieftin undeva în zona asta. Aici e Depinde. Aș cumpăra și scump dacă e într-o zonă unde nimeni nu vinde și știu că au și randament pe el. Răzvan, eu din punctul meu de vedere ca investitor, dacă nu ieftin, eu nu cumpăr. Eu trebuie să-mi dorm liniștit că am făcut un trade bun. Când cumpăr mașină, când cumpăr casă, când cumpăr niște materiale de construcție, trebuie să negociez. Dacă nu negociez, nu sunt eu. Într-o zonă înaltă, eu nu pot să-i dau prețul care el mi-l cer. Aici nu pot. Chiar dacă știu că prețul poate după aceea să urce, dar nu mă simt eu confortabil. Trebuie să negociez. Aș negocia foarte bine, i-aș da un preț corect din punctul meu de vedere, 1200 de dolari. Din punctul meu de vedere, e un preț corect. Stai că s-a întrerupt un pic, nu te mai auzeam. Așa, gata. Da. Deci, din punctul meu de vedere, da, prețul la care este acum este un preț scump. Eu trebuie să negociez cu acest dealer. Am cumpărat și la 2000. Eu nu. De ce? Dacă în această zonă, mie mi se pare că stau într-o zonă înaltă, chiar dacă aș face profit pe termen mai lung, mă simt un pic înșelat de către cel care mi oferă acest activ acum. Eu ca și Largi, trader îi spun, da. Eu ca și trader îi spun, dacă vrei să-mi dai un preț corect pentru amândoi, atenție, pentru amândoi, dă-mi la 1200. Asta e un preț corect pentru amândoi, 1200. 1200 e costul de minare. Da, eu îți arăt zona de axă. E clară. E zona de axă. Asta e zona de valoare.
Tot ceea ce e sub 1200 e ieftin și bine pentru mine. Tot ceea ce este peste 1200 este scump pentru mine, pentru investiție. Așa gândesc eu. Așa lucrez. Deci chiar dacă eu știu că prețul ar putea să ajungă inclusiv în 2500, că e zona asta înaltă, că ar putea să ajungă fără dar și poate. Deci, eu personal nu aș cumpăra acest activ decât dacă scade sub zona lui de valoare, de 1200. Dacă scade sub zona de 1200, este ieftin pentru mine, da? Și dacă este peste zona de 1200, pentru mine este scump. Din punctul meu de vedere, chiar dacă prețul ar putea ajunge undeva în 2500, eu aș prefera să vând opțiuni sau CFD-uri în această zonă decât să cumpăr aici în axă, acum. În zona de axă eu nu fac trading. Ori fac trading în zonă joasă, ori în zonă înaltă. În zona de axă nu. Înțeleg. Mă doare capul, să spun sincer. De ce? Pentru că am fost atent la tot ce mi-ai spus tu și am învățat câteva lucruri interesante și îmi dau seama că cine vine în academie și stă cu lunile, învață multe lucruri interesante, mai ales că 6 luni. se Sunt 6 luni. interacționează între useri care cum a făcut, ce a făcut, ceea ce este foarte interesant. Eu, Răzvan, ce pot să spun, am o experiență deja de 2 ani de zile în piață ca și mentor. Eu n-am făcut lucrul ăsta înainte. O fac din plăcere, pentru că eu trăiesc din asta. Eu acum sunt 100% trader. Acum 2 ani de zile eram doar cu timp parțial, adică aveam mai multe investiții. Dar acum sunt 100% trader. Am și investiție pe partea imobiliară, am și partea de mentorare, am și trading-ul. Și vreau să spun în felul următor, timp de 6 luni, toate webinarele de teorie, atâta timp cât Dumnezeu mă ține sănătos, le voi face eu, personal. Deci toată teoria o facem live. Și oricine poate interacționa cu mine live, exact cum ai făcut totul în această seară, și să-mi pună orice tip de întrebare. Și dacă nu știu, întreb. Dar live, nu PDF, nu videouri înregistrate. Pentru că vreau să ajut omul cu opinia mea, cu experiența mea în trading, live, pe grafice. Nu contează activul, nu contează time frame-ul, nu contează structura. Sunt pregătit și certificat ca să pot să fac acest lucru. Super! Mie îmi place, mi-a făcut plăcere, am învățat multe lucruri interesante. Îți mulțumesc că ai venit Răzvan, aici. Eu sunt onorat că mi-ai făcut această invitație și cu siguranță vom prinde niște intrări bune în piață la un moment dat și atunci dacă mă inviți, cu drag o să împărtășim împreună cu comunitatea ta aceste analize. Sigur. Și o să mai facem astfel de discuții, analize, mai ales când sunt momente de shakeout în piață, exact cum spuneam mai devreme. Acum a fost un shakeout în zona cripto, zic eu. Și cred că o să mai fie. Da. Eu, de exemplu, ceea ce le spun oamenilor, pentru că mă întreabă, Ciprian, care este câștigul cel mai mare? Eu vă spun un lucru. În Academia de Trading am avut plăcerea să-l întâlnesc pe Răzvan. În Academia de Trading am avut plăcerea să întâlnesc mulți, foarte mulți oameni care nu aveam în mod normal în viața de zi cu zi prilejul sau posibilitatea să-i întâlnesc. De cum să beau o cafea cu ei? Pentru că în Academia de Trading, când ne întâlnim o dată la 6 luni sau la 4 luni, când facem acea întâlnire de final de ediție VIP, toți oamenii se întâlnesc ca oameni, nu ca și funcții și nu ca și nivel economic. Deci toți oamenii sunt oameni simpli, oameni modești. Chiar mă bucură acest lucru să-l văd de fiecare dată când mă întâlnesc la Măiece cu edițiile VIP. Este o comunitate care te așteaptă și te ajută. Eu, ca mentor, îmi fac datoria mea, dar comunitatea este cea mai frumoasă comunitate pe care eu am văzut-o și am avut mulți ani trăiți în străinătate, peste 13 ani. Dar vreau să spun că ceea ce am întâlnit în Academia de Trading, ceea ce ați format voi ca oameni, pentru că membrii își formează comunitatea. Mentorul doar își aduce viziunea, dar membrii creează acea comunitate și ei dau forma comunității. Și este o comunitate foarte frumoasă. Și chiar vă invit în grupul gratuit al Academiei de Trading și să gustați, să vedeți dacă sunt oameni care vă pot ajuta cu anumite detalii și fără bani. Sunt foarte multe videouri în media, în grupul de Telegram, gratuite, unde am dat informații ca și în acest webinar. Din grupul VIP, adică informații cu plată, dar date gratuit. Pentru că așa au posibilitatea să învețe și cei care nu își permit. Mulțumim, Ciprian, și te mai așteptăm. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, cu mare drag.
Aștept următorii ani. Așteptăm Părerile voastre, sugestiile voastre și data viitoare când mai facem cu Ciprian o astfel de sesiune, pe ce anume ați dori să vedeți o analiză? Da, eu zic că în mare am atins ce era interesant, indicii cei mai cunoscuți, Bitcoin, aur, e-gold, ce, nu știu, poate mai sunt câteva cazuri izolate, dar în mare parte astea sunt destul de importante și vizual, uzuale, da. și uzuale, da. Așteptăm comentariile voastre, ne vedem în următoarele episoade.